Bucuria nașterii Domnului Iisus Hristos a fost redată în colindele pe care copiii din întreg județul le-au interpretat în orășelul lui Moș Crăciun. Cu sorcova, capra, plugușorul sau ursul i-au încântat pe cei prezenți. Ne vor colinda aproximativ sau cu siguranță 25 de comune din județ care au răspuns invitației noastre cu obiceiuri și ritualuri și colinde care se practică în zonele din care vin. Vor fi două zile în care copiii vor ura târgoviștenilor un an bun și sărbători fericite. Grupurile de colindători își vor prezenta programul și în ziua de 23 decembrie, începând cu ora 13.